Există posibilitatea, într-un fel sau altul, să evităm acumularea de frustrări în timp, în familie, cu prietenii și așa mai departe, astfel încât să nu ajungem în punctul în care izbucnim și burn a bridge? În primul rând, eu răspund la persoana întâi aici că și eu mă lupt cu asta. Din practică personală, nu din cărți, ce pot să zic e că în momentul în care echipa aia, călărețele FAM, funcționează și eu, când interacționez cu soția, cu membrii familiei, simt cum mă simt, sunt conștient de cum mă simt când ea îmi cere ceva cu care eu nu sunt ok, dar simt chestia asta. Și îi spun, băi, pot să fac asta pentru tine, dar nu sunt tocmai ok cu asta și am nevoie să rărim XYZ. Deci în momentul în care ești conectat la ce simți și comunici cu ălălalt într-o manieră care lasă loc de bună ziua, în momentul respectiv cred că nu se mai acumulează, pentru că simți când e paharul plin și nu mai apar izbucnirile. Inclusiv în viața mea personală, eu având temperament coleric, izbucnirile apar de fiecare dată, când am lăsat prea mult de la mine, fără să-mi dau seama că fac asta, și dintr-o chestie mică se eliberează toată emoția strânsă o perioadă lungă de timp. Și mai cred o chestie, că ajută foarte tare, mai ales dacă observ că ai teme recurente pe care e fitilul foarte scurt în mod repetat, o să fie libertate, îngrădirea libertății, să nu fie ascultat, terapie. Terapie. Și guys, dacă vreți să vă faceți un cadou, eu iară nu zic să facem o spirală, dar cred că e momentul să înțelegem că așa cum ne ducem mașina la mecanic să-i schimbăm plăcile, uleiul, frânele și ce-i mai schimbăm, e util ocazional să ne ducem și sistemul nervos la un terapeut. Și motivul pentru care oamenii ăia vorbesc cu noi despre copilărie și auzim că se plânge acolo și așa mai departe, e că trebuie să înțelegem când anume s-au acumulat lucrurile alea pe care eu, cât am energie psihică, le pot ține reprimate, dar în relație cu oamenii pe care îi iubim cel mai mult, care au și cea mai multă putere emoțională asupra noastră, că ne pasă de ei, bubuie fără să vrem. Și vorbește stampățitul. Când muncești 12-16 ore pe zi, cum mulți dintre noi ne lăudăm cu asta, eu nu mă laud, e o greșeală să faci asta, vă spun cu mâna pe inimă, nu cred că trebuie să murim la birou, cred că se poate trăi și altfel, dar eu am făcut-o până când se simt că îmi pierd relațiile și îmi pierd lucruri care îmi pasă pentru că fac asta. După ce ai băgat 16 ore la birou și ți-ai ales cuvintele, ai avut grijă ce spui, să n-ajungi în click, în cancan, în chestii, cu ce energie psihică mai ajungi acasă și cu cât autocontrol mai ajungi acasă la oamenii pe care îi iubești cel mai mult? Deci reprioritizarea asta, conectarea cu ce simți, să nu faci chestii împotriva a cine ești prea mult timp fără măcar să-i comunici celuilalt. Dude, dragă soție, nu pot să fac asta, nu pot, pot să-ți dau până aici, dar nu pot de aici încolo fără să încep să acumulez. Asta încerc eu să folosesc. Nu știu dacă mă va ajuta să nu le mai trăiesc niciodată, dar e mai bine. De când fac asta e mai bine. Și cred că un pas important e să învățăm să spunem nu, guys, fără să ne simțim vinovați. Mie mi-e greu să refuz chestii, mai ales când, uite, oameni ca ei mă invită și sunt oameni cu care am relații de mult timp. Băi, aici m-am bucurat să vin, că e un public cu care n-am ocazia să vorbesc, dar observ că dacă spun nu, mă biciuiesc. Pentru că atunci când mă relaxam, când eram copil și maica mea trecea pe dreptul camerei mele, ce faci, băi, iar stai? Deci, când mă duc la mare, trebuie să scot laptopul să mai lucrez puțin, nu să stau, știi? Conștientizare și după aia e nevoie de multă repetiție să... aia să fie noua normalitate emoțională. E ok să și stau. Salut, Paul. Salut. Am și o întrebare. Cum am putea să ne dăm seama în viață că, deși am investit mult timp într-un proiect, energie, bani, nu știu, tot, pentru noi este mai bine să renunțăm și să o luăm pe alt drum? Adică ce semnale ar putea apărea în viața noastră? Tot la persoana întâi îmi vine să răspund. Poate sună clișeic, dar trebuie să asculți un pic corpul și nivelul de energie. Și uite, dau un exemplu super concret. Eu în business-ul ăla cu Amazonul, când mă gândeam că trebuie să mă duc iară să vorbim despre cum dracu arată site-ul și cum facem funnel-ul și chestii, simțeam că viața îmi părăsește corpul prin tălpi. Simțeam că mă scurg efectiv. Acum eu am zis că la 10 plec, e 10 și 20 și mă bucur să fiu aici. Ăsta e un barometru bunicel, să vezi cum te simți. Și nu emoționalitatea aia pe care poate o damnăm, băi, ești emotiv, ci să ai un feedback energetic. Îmi dă energie chestia asta și vreau să continui sau deja simt că trag de un câine mort care și putrezește în spatele meu și eu mă și simt rău trăgând de el. Bun. Și cred că mai poate să ajute inclusiv poate într-un proces de coaching și coachii sunt niște, cum să zic,
oglinzi bune că spun întrebări pe care tu nu ți le pui sau te ajută să-ți duci mintea pe niște locuri pe care poate tu n-ai duce-o singur, poți să vorbești și cu un prieten, să te întrebi ce pierzi dacă continui, ce câștigi dacă continui și să fii sincer cu tine. Astea două ar fi. Conectează-te cu corpul, vezi ce-ți dă, ce-ți ia energie și doi, ocazional, întreabă-te, bă, ce câștig dacă continui, ce pierd dacă continui.